Hai să deschidem Biblia la Galateni, capitolul 5. Citim versetul 22-23. Dumneavoastră deja vă este comun. Ați început aici roada Duhului Sfânt și... Galateni, capitolul 5, versetul 22-23. Citim cuvântul Domnului. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Luați loc. Mă bucur că în dimineața asta suntem aici împreună și mai ales mă bucur că în cadrul în care suntem auzim cuvântul lui Dumnezeu. Spre deosebire de toate cărțile din lumea asta, acest cuvânt care este în Scripturi este profetic, are putere de transformare lăuntrică, de noire la nivelul minții, dacă acceptăm, dacă îl însușim și dacă îl aplicăm. În modul ăsta este cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător. Dacă îl aplicăm, atunci El ne schimbă, e viu, ne transformă viața. Apoi mă bucur că asta îmi dă sens vieții mele. Nu știu dacă m-ar frustra Dumnezeu de lucrul acesta să nu-L pot mărturisi, aș fi tare amărât și năcăjit. Dar asta îmi dă sens existenței mele și mi-a dat. A constituit pentru mine de-a lungul vieții și a anilor un element dinamic care mi-a ținut viața, care m-a stimulat, care m-a ridicat, care m-a mângâiat, care m-a vindecat, care m-a tămăduit, care mi-a dat bucurie și nădejdea cea vie, că El vine, va veni și va fi Domnul și Împăratul nostru. Amin. Fratele Lucia mi-a spus că sunteți aici la textul acesta și mi-a spus, frate Luca, urmează credincioșia dacă vrei să ne vorbești. Sigur că e un text frumos și pentru viața practică e foarte important să înțelegem roada Duhului Sfânt. Astăzi vorbim despre credincioșie numai când pronunțăm termenul acesta de credincioșie. Trebuie să înțelegem un lucru important. Deja, cuvântul ne spune că sunt două părți în această credincioșie. Două persoane în această credincioșie. Credincioșie față de cine? Și credincioșie față de ce? Și sunt două persoane. Toată Scriptura ne învață că Dumnezeu are o soție, poporul Lui. Profeții, în mod special, vorbesc despre asta. Nu numai despre Israel. Vorbesc și despre sămânța făgăduită lui Avram, de adevăratul Israel. Dumnezeu este soțul și noi, biserica, poporul, sfinții Lui, suntem soția Lui. Așa ne vorbesc profeții prin Scripturi. Și atunci, noi am făcut un legământ, legământul cu Avram. Tare puțin vorbim de el și stă la baza planului de mântuire veșnică a lui Dumnezeu. Legământul cu Avram este un legământ cu umanitatea, nu numai cu Avram, ci cu umanitatea întreagă. În tine și în sămânța ta voi binecuvânta toate neamurile pământului. Dar nu vreau să mă opresc aici, că nu despre legământ vreau să vă vorbesc, măcar știu că ar fi necesar.
ci despre această credincioșie între suveranul din legământ, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, și poporul lui, și sfinții lui, adică noi. Toți aici cât suntem, dacă suntem botezați, dacă am trecut prin procesul nașterii din nou, suntem fiii lui Avram. Așa ne învață Apostolul Pavel în capitolul 3 în Galateni. Citiți acasă capitolul 3 și veți vedea că fiii lui Avram sunt cei ce au credința lui Avram. Cred promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avram, viața veșnică în împărăția lui. Deci, e vorba de două persoane. În primul rând vreau să vorbesc despre credincioșia lui Dumnezeu față de El însuși, de cuvântul Lui, de promisiunile Lui și apoi față de noi, de fiecare în parte. Ca să nu ne îndoim niciodată. Psalmul 91, poate că l-ați citit și cred că l-ați citit în zilele astea și să-l mai citiți încă. Dar acolo să țineți cont de trei elemente. Numai cine este la umbra celui atotputernic, numai cel ce zice și face, și cel ce-l iubește și cunoaște numele lui, este ocrotit de orice urgie. Mă întorc, ca să nu vorbesc prea mult de acolo. Deci, în psalmul acela 91 este un verset care spune: credincioșia mea este un scut și o pavăză. Pentru cine? Pentru cel neprihănit. Pentru cel care trăiește prin credință. Și poporul lui Dumnezeu, sfinții lui Dumnezeu, prin istorie, i-au trăit. Ei trăiesc prin credință. Ma, cât suntem de aici hotărâți și în mod practic, asta numai Dumnezeu știe. Asta numai Dumnezeu știe. Dar, dacă trăim prin credință, înseamnă că răspundem credincioșiei Lui. Apoi, în versetul 22 am citit și citim roada Duhului. Interesant că nu este roadele Duhului. De ce? Pentru că în dragoste, roada Duhului este dragostea, pentru că în dragostea de Dumnezeu și de aproapele nostru, celelalte se interferează, se interpătrund. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, am blândețe, am bunătate. Dragostea este esența, este sinteza. Și credincioșia, ea derivă din această dragoste, din această iubire de Dumnezeu. Majoritatea de aici suntem căsătoriți. De ce suntem credincioși soțiilor noastre sau soții noștri, soțiile noastre, soților lor? Pentru că la mijloc există dragostea. Și din această dragoste, iubire unul de celălalt, derivă o credincioșie, o fidelitate. Deci, ele se interpătrund. Dar dragostea este sinteza, este esența. Și cine iubește, zice Domnul, păzește poruncile mele. Hai să vedem mai întâi credincioșia lui Dumnezeu ca o trăsătură a caracterului Lui pe care El o transmite, o transferă apoi prin Duhul Său cel Sfânt celor ce cred în El. Știți că Dumnezeu face un transfer a caracterului Lui tuturor acelora care vin la El, se pocăiesc. Cred în Iisus Hristos, în jertfa Lui răscumpărătoare și
intră într-o relație intimă cu Tatăl, cu Dumnezeu. Și atunci, hai să citim prima dată 117, Psalm 117, versetul 2. Prima dată, 117, versetul 2, zice cuvântul Domnului: căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Asta face parte din caracterul lui Dumnezeu. Și credincioșia Lui ține în veci. Din vecii vecilor, în vecii vecilor, întotdeauna. Credincioșia lui Dumnezeu este de neclintit. Avem expresii în Scripturi. Spune că această credincioșie este până la nori. Așa, imaginea asta este dată ca să înțelegem tot timpul cât e de mare credincioșia lui Dumnezeu. Și sunt alte imagini. Ca niciodată, nu cumva să credem, dacă noi respectăm în legământul care am intrat clauzele acestui legământ, care sunt poruncile lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, călăuziți de Duhul Său cel Sfânt, de lumina și credincioșia Lui, călăuziți în viața veșnică, în împărăția Lui. Apoi, că suntem aceia, să citim și din Psalmul 89, versetul 2, unde zice: voi cânta întotdeauna îndurările Domnului, voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta. Credincioșia lui Dumnezeu, care o arată față de sfinții Lui, de copiii Lui. Dumnezeu rămâne credincios în legământul Lui. Dar lucrul cel mai important, pe care eu cred că îl învățăm noi acum și poate nu ne-am gândit, nu știu dacă cineva s-o fi gândit, este că această credincioșie face parte din numele lui Dumnezeu. Deci dacă l-am întrebat pe Dumnezeu, cum te cheamă? Doamne, pe tine cum te cheamă? Ce nume ai? Atunci Scriptura îmi răspunde la întrebarea asta în Exodul, capitolul 34, Exodul 34, și vreau să citesc de la versetul 5. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el, adică lângă Moise, și a rostit numele Domnului. Adică Dumnezeu a zis către Moise: eu am să spun cine sunt și cum mă cheamă. Iată numele meu. Hai să vedem. Versetul 6. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Observați credincioșia. Deci eu când mă bizuiesc pe numele Domnului, că avem expresia asta în Scripturi, Psalmul 20 zice, unii să bizuiesc pe caii lor, pe carele lor, pe relațiilor, pe puterile lor, înțelepciunea lor, lucrurile materiale, bani și așa mai departe, tehnologie, știu eu. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului. Adică eu mă bizuiesc pe credincioșia Lui, bunătatea Lui, mila Lui, așa cum am citit. Eu cunosc numele Domnului. Am experimentat, cel puțin eu personal pot să vă spun asta, că am experimentat acest nume. Nu odată, de multe ori. Și Domnul a fost credincios întotdeauna. Că eu am fost necredincios, s-a întâmplat. Dar eu n-am desfințat credincioșia lui Dumnezeu. El a rămas credincios.
Vom citi un verset interesant în sensul acesta. Deci observăm, când vorbim de credincioșie, că în primul rând este o trăsătură a caracterului lui, este numele lui. Dacă m-aș adresa lui Dumnezeu, tu ești credincioșie, ajută-mă, Doamne! O fac corect și bine, pentru că este o trăsătură. Și el a hotărât în marele plan al mântuirii veșnice să-și transfere acest nume și să-l pună numele lui peste un viitor popor al lui ca să-i poarte numele. Dar cine poarte numele lui, poartă și credincioșia lui. Uitați ce zice, vă citesc un verset în Fapte, capitolul 15, când frații se întâlnesc la Ierusalim, zice Iacov, capitolul 15, Fapte, versetul 14. Pot să citesc versetul 13 și 14. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis, fraților, ascultați-mă, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Observați? Noi purtăm numele lui. Dacă îl purtăm cu adevărat, purtăm și credincioșia lui. Înseamnă că credincioșia aceasta este o trăsătură a caracterului nostru. Este o manifestare în viața noastră continuă și prezentă. Sigur că Dumnezeu, când vorbeaște de credincioșia Lui, am spus că față de El, de cuvântul Lui și de noi. Dar față de cuvântul Lui cum? Adică față de ce-a făgăduit. El ne-a făgăduit ceva. Viața veșnică. Ei, dacă noi rămânem credincioși, El ne va duce în viața veșnică. Hai să citim asta în Fapte, capitolul 13, versetul 34. Fapte, capitolul 13, versetul 34, unde apostolul Pavel spune: vorbește el acolo și zice că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis. E vorba de Domnul Iisus, vorbește apostolul, când a fost înviat. Vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. Observați, știți că venirea Domnului Iisus în trup, moartea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui la cer, toate fac parte, acte, din credincioșia Lui Dumnezeu față de făgăduința pe care El o a făcut-o robului Său Avraam și a tuturor acelor ce voi intra în legământ cu El ca și Avraam, adică și nouă. Mai citesc un verset din Evrei, capitolul 10, Evrei, capitolul 10, versetul 23. 10:23. Da? Nu cred că am notat bine, să mă uit odată. Deci, Evrei 10, am zis eu, cu 23. Ba da, e bine. Evrei 10 cu versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. El este da și amin în dreptul cuvântului Său, în dreptul promisiunilor Lui, în dreptul a ceea ce El ne-a făgăduit. E de neclintită credincioșia Lui Dumnezeu. Mergem în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 12 și 13. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Adică dacă răbdăm până la capăt.
Cine rabdă până la sfârșit va fi mântuit, zice Domnul Iisus în Evanghelia, după Matei, în capitolul 24. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Versetul 13. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Și aici vreau să vă spun câteva lucruri. Dacă cineva se leapădă de Dumnezeu, se întoarce spre lume și nu mai vrea să fie slujitor, nu mai vrea părtășia cu Dumnezeu, Dumnezeu se leapădă și El de El, îl abandonează, adică îl lasă. Dar El rămâne credincios făgăduinței făcute. El nu-și schimbă făgăduința pe care o făcut-o. Chiar dacă ăsta nu-i, Dumnezeu, avem în Biblie, când Saul s-a lepădat de Dumnezeu, Dumnezeu l-a lepădat pe Saul, împăratul Saul. Dar în locul lui a fost ales David. Deci dacă cineva se lapădă de Dumnezeu, se întoarce spre lume și se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu îl lasă să meargă în voia inimii lui. Dar Dumnezeu alege altul în locul lui. El rămâne credincios la ce-a făgăduit, ca să-și împlinească făgăduința făcută omului, umanității. De-aia, zice în versetul 13, că El rămâne credincios. El nu se poate tăgădui pe El însuși. Gata, dacă noi suntem necredincioși, Dumnezeu renunță la făgăduința Lui. A, păi nu le mai dau, nu mai fac. Nu. Istoria făgăduinței Lui Dumnezeu, aia merge înainte. Aia merge înainte. Dumnezeu rămâne credincios. Acum, hai să citesc și versetul ăsta din Roman 3:3, ca să ne fie clar că această credincioșie a lui Dumnezeu este de neclintit, Roman 3:3, unde zice cuvântul Domnului, făcând referință la poporul Israel care n-a fost credincios, care l-a lepădat pe Dumnezeu. Zice, și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimicia credincioșia lui Dumnezeu? Adică necredința mea va desfința vreodată credincioșia lui Dumnezeu? Va deloc! Deloc! Citiți acasă mai multe versete de acolo. Pentru că El rămâne credincios în vecii vecilor. La ceea ce-o promis. La făgăduința Lui. Acum, am vorbit despre credincioșia lui Dumnezeu și am vorbit că Dumnezeu o transferă, pentru că își transferă numele, caracterul lui, cum? Prin procesul nașterii din nou. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Ei, dacă am devenit o făptură nouă, dacă e numele lui Dumnezeu peste mine, credincioșia va face parte din, va fi o trăsătură a caracterului meu, trăsătura omului nou, care se manifestă, trebuie să se manifeste în viața de fiecare zi. Aș vrea să citesc prima dată din Proverbe, capitolul 3, Proverbe, capitolul 3, versetul 3, unde cuvântul Domnului spune, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Așa îmi plac expresiile, mai ales în Proverbe. Scrie-le pe tăblița inimii tale. Ce înseamnă asta? Înseamnă să le strâng cuvântul tău în inima mea,
Adică când strângi cuvântul lui Dumnezeu, îl aud, îl citesc, îl aud, îl scriu, îl înmagazinez în mintea mea, expresia asta, leagă-ți-l de gât, adică tot timpul, tot timpul. Așa cum unii își leagă ochelarii, ca să nu mai uite, mâine voi eu să fac și eu asta, ochelarii să nu-i mai uite. Și apoi și leagă de gât. Pentru că tot îi uită. Ba acolo, da, unde sunt ochelarii mei? Și nu mă văd că și leagă de gât. Și nu-i mai de acolo precis. Leagă-ți-le, scrie-le pe tăblița inimii tale. Îmi place în Psalmul 119, versetul 98, hai să și citim, Psalmul 119, versetul 98, zice cuvântul Domnului, poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei. Așa, cât n-ar fi de vorbit. Trăirea după cuvântul lui Dumnezeu în lumea în care trăiesc mă face mai înțelept decât toți ateiștii și anticriștii care există și filozofia anticristică și așa mai departe. Mă face mai înțelept. Vă aduceți aminte de Daniel și prietenii lui în Babilon? De câte ori eu găsesc Dumnezeu, Nebucadnețar, mai înțelepți decât ceilalți? Știe careva? De 10 ori. De ce? Doamne, noi nu ne spurcăm, noi păzim poruncele lui Dumnezeu. Doamne, noi nu ne închinăm chipului Tău de aur. Se poate da legea, împărate, eu mă rog, e 3 ori pe zi. Pentru că poruncile lui Dumnezeu i-a făcut, aplicarea acestor porunci în viață ne face, dacă le aplicăm, mai înțelepți, ne deschide mintea să vedem ce se întâmplă jurul nostru, ne luminează cuvântul lui Dumnezeu. Poruncile Domnului, spune în Psalmul 19, legea Domnului și poruncile Lui îmi dau lumină și avem nevoie ca niciodată de această lumină. Mai ales acum se profilează timpuri confuze, dificile, amăgitoare, de nu știm să deosebim, oare asta e bună, oare așa să o facem, oare cum e, relația noastră cu statul, care ar trebui să fie, nu le mai știm, că nu citim Biblia și altele. Da, să revenim, zice, că totdeauna le am cu tine, am vrut să fac legătura cu Proverbe capitolul 3, le am cu mine, unde am citit că să le legăm de gât, să le scriem pe tăblița inimii și omului Dumnezeu spune aici, căci eu întotdeauna le am cu mine. Întotdeauna. Unde le avea? Mai târziu, evreii și le-au scris pe guler, pe gât, pe piept, dar nu le mai aveau în inimă. Dar omul ăsta vrea să spună în sensul că el întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui, le are în inimă, în mintea lui și în inima lui, ca să le aplice. Cum? Hai să citim Psalmul 92. Acum am înțeles că am vorbit despre credincioșia lui Dumnezeu, transferul acestei credincioșii în viața sfinților, a celor ce trec prin nașterea din nou, și apoi ne cere cuvântul să vorbim, să mărturisim despre această credincioșie. Hai să citim în Psalmul 92, Psalmul 92, versetul 2. Să vestim dimineața bunătatea ta și noaptea credincioșia ta. Dar cum putem să o vestim? Cum putem să o mărturisim? Păi numai trăind. Vezi tu, omul ăsta, măi, ăsta e pocăit.
Dacă îi spui, bancul ăsta stă și se retrage și e foarte sobru. Ăsta dacă îl chemi undeva, ăsta nu merge. E frică de Dumnezeu, e pocăit. Dar ce demonstrez eu lumii? Credincioșia mea față de Dumnezeu. Eu sunt în legământ cu El. Legământul cu Avram. Sunt fiul, noi suntem fiul lui Avram, nevață. Și în acest legământ avem asigurarea. Voi respectați clauzele, fiți credincioși. Clauzelor, poruncilor, legii din legământ și în rest am să vă păzesc cu puterea mea, am să vă călăuzesc cu lumina mea și am să vă dau în final, dacă voi rămâneți credincioși, am să vă dau în final viața veșnică. Sigur că credincioșia noastră apoi mai poate fi manifestată, demonstrată, arătată în ceea ce Dumnezeu ne-a dat să facem, în lucru încredințat la fiecare din noi. Și avem pilda din Evanghelie, pilda, parabola aceea cu talanții, hai să mergem în Luca, în capitolul 19, să vedem cum vorbește cu pilda polilor. La fiecare stăpân a plecat într-o țară îndepărtată, la fiecare i-a dat câte un pol și după multă vreme el a plecat într-o țară îndepărtată să ia o împărăție, împărăția lui Dumnezeu, și după multă vreme ascultam în zilele astea un predicator de limbă franceză, un om deosebit. Și spunea că spațiul ăsta de la înălțarea Domnului, de la plecarea Lui, pentru multă vreme, aici e marele test a tuturor sfinților lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Că n-avem răbdare. Începem bine, cu entuziasm, dar e lungă vremea. Și tot am zis că vine, bă, dar nu mai vine. Am zis că vine. Unde-i stăpânul? Nu mai vine, nu mai vine. Fecioarele neînțelepte au zis, nu mai vine. Robul necredincios din Matei 24, din pilda robului necredincios, acolo înainte să înceapă pilda fecioarelor, celor 10 fecioare, zice și el, au început să mănânce, să bea, nu mai vine stăpânul meu. Timpul ăsta e foarte lung. De aceea, cine va răbda până la sfârșit. Și acum, după multă vreme, arată în pilda noastră, se întoarce stăpânul și la cel din tâi, versetul 16, zice, cel din tâi a venit și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Nu uitați cum îi răspunde Domnul. El i-a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios. În puține lucruri primește cârmuirea a 10 cetăți. Noi ne oprim numai la aspectul credincioșiei acum. Pentru că ai fost credincios în puținele lucruri care eu ți le-am dat. Acum îți dau adevăratele lucruri și mult mai multe. Mult mai multe decât ți-am dat la plecare. Credincios în ce mi s-a încredințat. Și aici vreau să mai subliniez faptul că polul ăsta din pildă, toți îl avem. Pentru că polul ăsta din pildă nu este un dar special numai pentru unii. Pentru fratele Luca că predică, de exemplu, sau învață. Nu. Dar polul ăsta din pildă este faptul că ție și mie și la toți, la fiecare din noi, Dumnezeu ne-a descoperit secretul de a intra în împărăția Lui veșnică.
Nu, este cineva aici care nu știe ce trebuie să facă ca să ajungă mântuit? Nu cred că este, că bănuiesc că nu sunt prieteni aici, numai oameni care au fost la biserică, suntem prezenți la biserică. Deci ăsta este polul. No, cu ăsta, cu cunoștința asta, cu harul ăsta care l-ai avut, să știi ce ai făcut. Ești credincios să mărturisești acest secret în jurul tău, peste tot? Peste tot să vorbești, să spui, pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Iată cum se poate intra în această împărăție. Iată ce ne cheamă Dumnezeu să facem. Observați, aici se vede credincioșia noastră. La lucru care ni l-a încredințat, să-l facem, cum îl facem? Îl facem? Poate nici nu-l facem. Avem robul care ce-a făcut? L-a luat, l-a pus într-un ștergar și l-a îngropat. Sper să nu fie printre noi. Sau dacă sunt, să ne trezim. Că vom da socoteală de acest pol. Adică de această cunoștință. Și le zice Domnul Iisus la un moment dat fariseilor, voi aveți cheia împărăției cerurilor, dar voi îi împiedicați pe cei din jurul vostru să intre și nu intrați nici voi. Și nu intrați nici voi. Hai să mai citim în Proverbe, capitolul 13, Proverbe, capitolul 13, versetul 17, de cuvântul Domnului zice, un sol rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce tămăduire. Eu mă întreb și trebuie să mă întreb. Eu sunt solul Domnului în lumea asta. Cât îți e credincios? Aduc tămăduire în jurul meu. Am adus în jurul meu tămăduire. Sau mie nu mă interesează. Sunt așa, indiferent cu acest pol, cu această cunoaștere. E mare lucru, e mare privilegiu. Vă dați seama, Dumnezeu ni s-a descoperit, ni s-a revelat. Ne-a revelat calea care este Hristos Iisus Domnul înspre împărăție și viață veșnică. Și noi tăcem. Și El vrea să facă istoria cu tine și cu mine. Să ducă această istorie până la capăt, până la final. El nu face istoria cu oamenii din lume. Nici cu președinți de stat, nici cu miniștri. El nu. El alege lucrurile slabe ale lumii în care trăim. Să facă de rușine pe cele mari și tare. Dacă ne uităm așa în mijlocul nostru, cine, pardon, poate este aici vreun ministru sau mai știu eu, dar dacă suntem și ne uităm unul la altul, cine suntem noi? În niște colțuri din România, oameni anonimi. Anonim pentru lume, dar pentru împărăția lui Dumnezeu suntem lucrători împreună cu Dumnezeu pentru împărăția Lui. Domnul să ne ajute. Amin? Deci, credincioșie de lucru în care ni s-a încredințat. Apoi, vreau să mai, tot vorbim de credincioșie, să amintesc faptul că trebuie să fim credincioși începând cu lucrurile mici și cele mai mici. Zice cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetul 10, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios în cele mari și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Domnul Iisus a enunțat aici un principiu. Asta vine cam așa. Ești într-o stație de metro, și un om fără să-și dea seama, o persoană scapă o bagnotă de 100 de euro.
Mă duc, mă uit să mă vadem și o bag în buzunar. Și dacă eu îl văd și l-aș întreba, domnule, dar trebuie să-i dai la om. Era 5 euro, îi dădeam, dar e 100. Credincios în lucrurile mici, în detaliu. De aici arătăm, dovedim credincioșia față de Dumnezeu. Și El rămâne tot timpul credincios. Rămâne credincios. Cât să fim credincioși? Cât dacă credincioșia lui ține în veci? Da, noastră. Și vedem în Apocalipsa, în capitolul 2, Apocalipsa, capitolul 2, el face o promisiune bisericii din Smirna. Zice, care trecea prin suferință și prin persecuție și necazuri. Spune în versetul 10, capitolul 2, în Apocalipsa, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul ăla să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Pe noi ne interesează ultima parte, promisiunea. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cât să fim credincioși până la moarte. Vă spun ceva, că suntem toți oameni aici. Avem etape în viața noastră. Momente de cumpănă. Momente dificile. Când ne clătinăm. Când ne îndoim. Dar pe Dumnezeu îl găsim tot pe locul în care El a stat prima dată. Gata în credincioșia Lui să ne ajute să ne ridicăm. El e credincios. Zice Apostolul Ioan în 1 Ioan capitolul 1 și vreau să vă citesc versetul ăsta în 1 Ioan capitolul 1 versetul 9. A spus că dacă se întâmplă momente de cupă, de accident în viața noastră. El zice în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Este credincios că ne-a spus, credincios mijlocirii pe care o face Domnul Iisus ca mare preot, să-L asculte, ca promis. Dar observați că după credincios urmează cuvântul drept. Este credincios și drept. Ne iartă, dar dreptatea Lui trebuie să iasă la iveală cu o judecată. Mai mare, mai mică, ca dreptatea Lui să fie satisfăcută. Ce crezi că este acum în lumea în care trăim? Vorbește lumea de comploturi, de... Astea sunt povești. Uitați-vă în Biblie. Este Îngerul lui Dumnezeu care a pornit la porunca Tatălui să judece lumea. Nu că... Nu știu ce a făcut acolo, comploturi. Și... Noi trebuie să privim prin ochii lui Dumnezeu, din perspectiva lui Dumnezeu, mersul societății prin istorie. Nu din prisma mass media. Păi, panică. Ai auzit ce au zis? Ai auzit ce s-a întâmplat? Eu Psalmul 91 și mă asigură. Și mă învață, dacă stau la umbra Lui, asta la umbra Lui înseamnă a fi credincios. Cuvântul Lui Său. Și a ascultat de El. Nici o nenorocire nu mă atinge. Și dacă totuși atinge, orice judecată începe cu casa Lui Dumnezeu. Trebuie să citim acasă Ezechiel capitolul 9, e la versetul 1 la 11.
Și 1 Petru, capitolul 4, versetul 17. Suntem gata ca judecata să înceapă cu casa lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru. Și atunci nu-i de făcut altceva decât să ne pocăim, să ne zmerim adânc. Dumnezeu vrea să-și arate suveranitatea Lui, dar în același timp și credincioșia Lui față de Sfinții Lui. De ce credeți că sunt cele patru mari pedepse teribile în toată Biblia, care, toată Biblia care străbate istoria umanității? Sabia, războiul, foametea, epidemiile, ciuma și alte epidemii și animalele sălbatice. De ce credeți că sunt astea patru? Le găsiți din cartea Deuteronom, capitolul 32, și până în Apocalipsa, capitolul 6, versetul 8. Astea patru, de-a lungul istoriei Bibliei. Pentru că astea, niciodată, umanitatea nu a putut să le oprească. Prin astea Dumnezeu își arată suveranitatea că El este singurul Dumnezeu care controlează întreaga natură, întreg universul. Cine a putut opri să nu mai fie război în societatea umană vreodată? Nimeni! Dar avem promisiunea că în Împărăția lui Dumnezeu se vor topi armele și se vor face unelte în agricultură, spun profeții. Da, foamea, cine a putut să o împiedice vreodată foametea? Păi când închide Dumnezeu cerul, cine îl poate deschide? Președință de stat, banii, tehnologia modernă, nimic. Dacă îmi vine o ciumă ca asta, cine o poate opri? Păi găsim un vaccin, nu-i nimica. Zice în Deuteronomul, am să vă lovesc cu boli necunoscute, cu boli care voi nu ați mai auzit de ele. Vine alta. Cine îl poate opri pe Dumnezeu? Ați văzut poate acum că în România s-a ajuns și la animalele sălbatice, pe acolo, pe lângă delta Dunării, au apărut niște șacali care atacă gospodăriile oamenilor și dintr-o dată, cum? Că doar numai în Asia, cum au apărut aici? Și că sunt mulți și că au omorât eu 20, dar sunt încă mulți. Am vorbit un pic și despre asta, pentru că suntem într-un moment în care Dumnezeu ne cere credincioșie mai mult ca oricând. Și credincioșie față de Dumnezeu înseamnă să păzim poruncile Lui, să ne apropiem de El. Dacă avem pretenția că purtăm numele Lui, așa cum am văzut, apoi în mod automat trebuie să se vadă credincioșia în purtarea noastră față de Dumnezeu, față de cuvântul Lui și față de ceea ce El ne-a încredințat să facem. Domnul să ne ajute pe toți să facem asta, să ne încredem în El. Orice s-ar întâmpla, în Psalmul 46 spune cuvântul Domnului, de s-ar crăpa pământul, dacă ar urla marea. Vă dați seama ce expresii sunt acolo? Și zice omul ăla lui Dumnezeu, eu tot nu mă tem de nimic. Dar în cine să crede? Era un om credincioș. Credincioșia lui față de Dumnezeu era mare. Și vine acum timpul și tot mai mult în care Dumnezeu începe să testeze adevăratul creștinism, să-l scuture, să-l treacă prin ciur, să vadă grâu și să despartă grâu de neghină. Și în toate testele se rămâne grâu, adevărat. Și neghina o ia vântul și o duce când într-o parte, când într-alta. Și în final, în foc cu neghina. Domnul să ne dea un duh de credincioșie și să rămânem credincioși Lui pentru întotdeauna. Amin.